În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul! Dragii mei, cineva spunea de curând, am auzit că, probabil că era necreștin, zicea că creștinii nu spun minciuni, ei cântă minciuni. Și acum, dacă este adevărat sau nu, de când am început noi adunarea astăzi, am cântat cântări de bucurie, părtășii între noi. Mâine seara avem adunare, că e sărbătoare. Vreau să vedem dacă, într-adevăr, ceea ce am cântat noi, bucuria de a fi împreună, se dovedește a fi minciună, afirmația acelui om, sau adevăr. Dacă cântăm așa de plăcut bucuria de a fi împreună, ce bine printre voi, iubiții, nu-i loc mai sfânt decât acolo unde sunt frații adunați, ce plăcută este adunarea unde frații sunt împreună, așa, într-un fel, putem să ne testăm și Dumnezeu să ne ajute ca să nu fim ca și cei din Corinteni. Știți, în Corinteni spune Sfântul Apostol Pavel multele lui probleme pe care au avut cu oamenii de acolo, cu frații de acolo. Una era destul de tristă. Nu știu cum e să trăiești printre curvari, printre bețivi în adunare, dar între frați mincinoși cred că este jalnic. Frați pe care ai aștepta să vorbească adevăruri și încolo să spună minciuni. Este urât în lumea aceasta și n-ai ce face. Pe lângă oameni desfrânați, imorali, lucrezi cu ei, te ajuți cu ei, pentru că asta este viața. Dar să stai lângă un mincinos care să te mintă tot timpul, să nu știi ce să iei adevărat și drept de la el, e, cred că, foarte greu. Mâine seara avem adunare, că e sărbătoare, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, și am vrea să fim tot așa, toți cei care au cântat astăzi și alții care, probabil din diferite motive, n-au putut să vină în locul acesta astăzi. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru că toate aceste întâlniri și plejuri pe care El ni le-a lăsat sunt stări în care noi putem să ajungem spre desăvârșire. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl asculți, dacă îl primești, dacă te hrănești din el, îți poate fi, cum zice în psalmi, ușurare pentru oasele tale, vindecare pentru trupul tău și atunci garanția mântuirii pentru suflet, pentru veșnicie. Săptămâna care s-a încheiat și, mai precis, acum o săptămână, personal am fost la capul celor două sicrie pe care le-am avut, într-un fel, în familia mea, în neamul meu sau, eu știu, relația mea de lucruri care sunt între noi ca oameni. A murit sora Viorica, care mi se nașă de botez. Am fost duminică seara la priveg, în fața unui sicriu. Iar în aceeași zi a murit și fratele mamei mele, un unghi de-al meu. Amândoi și-au încheiat viața pe acest pământ. Și stând în fața acestor sicrie, stând în fața omului neființă și dincolo veșnicia, n-ai cum oarecum să nu-ți pui semne de întrebare la veșnicia pe care pentru oamenii respectivi a început. De acolo începe veșnicia. Aici este timpul acesta vremelnic și, eu știu, pe care noi ni-l putem gestiona și controla în măsura în care ne este îngăduit să o facem și o facem, iar dincolo nu mai suntem în stare să facem nimic decât să acceptăm starea în care Dumnezeu va rândui să fim, în bine sau în rău. Și știți la ce m-am gândit? Spunea Părintele Gicu, cu mult timp în urmă, la unele predici ale dânsului, că Sfinții Părinți în vechime sau mai de mult îndemnau pe oameni să meargă la un îndemn pe care îl aveau oamenii de atunci, era să meargă la cât mai multe mormântări, pentru ca să-ți dai seama ce ești. Astăzi poate că nu mai suntem prea receptivi atunci când cineva de lângă noi pleacă, dar într-un fel sau altul, dacă ești realist cu tine, n-are cum să nu te frământe ce înseamnă dincolo veșnicia. Și m-am gândit la două lucruri, că dacă personal, stând acolo, nu mai trăiesc momentul de atunci, pentru că așa suntem noi, orice minune ține 3 zile, ne schimbăm și intervin alte probleme în viața noastră.
Dar stând în fața acestor sicrie, m-am gândit la un singur lucru necesar pentru noi. Nu să vorbim de aici cam ce știm noi din Biblie și din Evanghelia zilei, ci lucruri care ar trebui să le știe fiecare om, prin care să-și câștige mântuirea. Fiecare lucru care ajută pe om să ajungă la mântuire, pentru că tragedia cea mare este că nu mai vine nimeni de dincolo. Nu îi se mai dă nimănui o a doua șansă. Cu siguranță, dacă ni s-ar mai da o a doua șansă, plecați din lumea aceasta, am devenit cei mai mari sfinți în lume când ne-am întoarce, dar nu mai avem a doua șansă. Și m-am gândit la cele două predici care aș vorbi, așa m-am gândit atunci, numai din asta cred că ar trebui să vorbesc personal eu, moartea bogatului și a lui Lazar și fiul risipitor. Să vedem că oricât am fi de căzuți, avem șansă la iertare și Dumnezeu ne dă iertarea aceasta câtă vreme ne întoarcem din lumea de păcat în care suntem. Și partea cealaltă, că oricât de bine ai fi trăit în viața aceasta, vei ajunge într-o zi, dacă n-ai umblat cu Dumnezeu în lumea aceasta, plânsul și scârșinirea dinților. Și m-am gândit la versetul care spune Domnului bogatului, adu-ți aminte. Adu-ți aminte, frate, de fiecare adunare. Adu-ți aminte de fiecare posibilitate când ai avut șansa să asculți cuvântul lui Dumnezeu și poate prin prilejul acela ți s-a spus ce e bine și ce e rău. Ți-a spus ce să faci și ce să lași. Îți vei aduce aminte. După exemplul Bibliei, nu știm ce a făcut Lazar decât că s-a odihnit în sânul lui Avram. Dar știm că bogatul s-a chinuit. Și aducerea asta aminte, pe care îi spune părintele Avram, zice, adu-ți aminte, fiule, că tu în viață la cele bune, adu-ți aminte. Va fi scrâșnirea dinților, aducerile acestea aminte. Aștia ne vor mânca. Sunt viermii care ne vor roade. Posibilitatea, când te vezi în fața veșniciei, indiferent cât de plictisită poate să fie o adunare, o slujbă, un, eu știu ce, în care noi intrăm în viața aceasta, se termină suferința, boala, cancerul, închisoarea, pe viață să fii condamnat. Mai trage o speranță că mori și te-ai eliberat de acolo, de chinul conștiinței să stai o viață închis. Moartea e veșnică. Veșnicia îți va fi pentru totdeauna pecetluită în starea și în forma în care ai plecat din lumea aceasta. Și n-am vrea ca tot ceea ce se petrece în viața aceasta să ne fie povești și basme. În primul rând, ceea ce auzim în adunare, ceea ce cântăm în adunare. Să le luăm ca cel mai important și cel mai necesar pentru viața noastră, fiecare dintre noi. Chiar dacă eu predic slab, chiar dacă cuvântul meu este slab, ceva trebuie să fie din partea lui Dumnezeu și aici. Chiar dacă toți predicăm slabi, atunci ar trebui ca să facem seri de rugăciune, pentru ca toți să predicăm și să mărturisim un cuvânt sănătos, așa cum vorbeau cei din vremea Domnului Iisus despre Domnul. Nimeni n-a vorbit ca și El, nimeni n-a spus ca și El, nimeni nu a avut cuvântul vieții așa cum îl are El. Haideți atunci să facem lucrurile care ne pot ajuta să ne putem câștiga mântuirea, bucuria, pacea, încă din vremea în care suntem în lumea aceasta, pe acest pământ. Citeam în Psalmul 1 și m-am gândit la versetul care spune despre omul credincios, omul care nu-și leagă viața de plăcerile acestei vieți, de anturajul lumii acesteia, care nu stă în minciuni, care nu stă în bancuri, în povești, în bârfe, spune că el tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu ne-am dorit oare o astfel de viață, planurile vieții noastre pe care le avem și pe care le-am făcut până aici și de aici încolo, să aibă ca final împlinirea? Cred că fiecare și-ar dori așa ceva. Dar ceea ce garantează cuvântul lui Dumnezeu este pentru omul credincios. Pentru omul care caută să trăiască și să umble cu Dumnezeu, îi este garantată că tot ce începe duce la bun sfârșit. Pentru că Dumnezeu își pune binecuvântarea Lui peste planul Lui, peste dorința Lui și tot ce începe duce la bun sfârșit. M-am uitat în cuvânt și multe poate să fie exemplele. M-am uitat în cuvânt la câteva exemple ale unor oameni care au avut și ei un început și au avut și un sfârșit. Și
patru oameni care au avut, m-am uitat la Avram, la împăratul Saul, primul împărat al lui Israel, la Iov și la Sfântul Apostol Pavel. Fiecare a avut un început și după vremea în care i-au trăit a avut și un sfârșit. Și Avram, din punctul meu de vedere, citind cât am putut cuprinde viața lui, a început bine și a sfârșit bine. Saul a început bine și a sfârșit rău. Iov a început bine și a sfârșit foarte bine. Iar Pavel a început rău și a sfârșit bine. Și aș vrea chiar să vă spun câteva detalii din Cuvântul lui Dumnezeu, a felul cum au început și cum au sfârșit oamenii aceștia viața pe acest pământ. În Geneza, la capitolul 12, spune despre Avram: Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi da. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Avram a plecat cum îi spusese Domnul, un început bun. Să asculți de ceea ce Dumnezeu îți spune este un început bun. Să faci ceea ce Dumnezeu își cere la început până nu ți s-a descoperit și până n-ai avut posibilitatea să-L cunoști, să urmezi calea Domnului este un început bun. Și mai departe spune cuvântul în capitolul 18: atunci Domnul i-a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce a făgăduit. Iată un sfârșit biruitor a celui care a început bine. O vreme și un timp de statornicie, chiar dacă au fost scăderi pe cale, chiar dacă îi vedem în multe situații slăbiciunii la Avram, a început bine, ascultat de Dumnezeu și spune Domnul că el a văzut sfârșitul lui. Știu că Avram va asculta și nu numai că mă va asculta în tot ce i-am zis, și s-a dovedit în atâtea stări și situații, în cele mai grele, pe care noi ca oameni nu știu în ce măsură am fi în stare să dăm prețul credincioșiei și dragostei lui față de Dumnezeu. El l-a dat și spune Domnul că îi va istorisi tot, pentru că el va învăța pe cei care vor veni după el să calce și să umble după legea Domnului. Un altul care a început bine a fost Saul. Și n-aș vrea ca să mai citesc, ca să fie mai ușoară, eu știu, lecturarea noastră asupra cuvântului. Spune cuvântul că a fost un om foarte frumos în Israel, cel mai înalt între colegii lui, un om pe care Domnul l-a ales și spune că inima lui Saul s-a schimbat. Dumnezeu i-a dat o altă inimă, deci a devenit un om bun. Când vorbește aici de o altă inimă, nu vorbește de o inimă rea, ci vorbește de o inimă care să umble pe calea credinței, să umble în fiecare zi după Dumnezeu și după cuvântul lui. Cum sfârșește Saul? Pentru mine, să știți că de multe ori mă cearcă cuvântul acesta, ori de câte ori privesc negativ la viața mea, când văd păcatele, când văd căderile din viața mea, când văd unde aș fi putut să fiu și unde nu sunt, pe calea credinței, Saul zice, am lucrat ca un nebun. Asta să-ți fie oare la sfârșitul mersului tău pe calea Domnului? După 50 de ani de credință, nu cred că e mai mare tragedie. Mai bine să nu fi cunoscut, spune cuvântul, pe Dumnezeu niciodată și mai ai o șansă, decât să constați tu, nu altcineva să te caracterizeze, tu să constați că ai lucrat ca un nebun, că ai umblat ca un nebun. Ce te poți aștepta de la un nebun? Despre Iov spune cuvântul lui Dumnezeu că el, Dumnezeu, l-a mărturisit în fața Universului, în fața puterilor cerului, în fața lui Satan, că nu este un om credincios ca el pe acest pământ. Om care să împlinească voia lui Dumnezeu. Deci un om care a început bine și a sfârșit-o și mai bine. Știți de ce?
pentru că la sfârșitul examenului său pe care l-a avut Iov de dat, spunea, cu toate mărturile pe care Dumnezeu le-a făcut despre el, spune, urechea mea a auzit despre tine, dar ochiul meu acum te-a văzut și mă pocăiesc. Când ajungi să faci un act de pocăință, tu care de fapt ai o mărturie bună în fața lui Dumnezeu, care treci cel mai mare examen al Universului, nu știu dacă a trecut în afară de Domnul cineva un examen mai mare ca și Iov, să spui că te pocăiești, adică să spui că îți pare rău, de ce ar mai putea să-ți pare rău? Asta este dovada unui om care într-adevăr a sfârșit-o foarte bine. Și un alt om care a început rău, Saul spune, și chiar aș vrea să vă citesc versetele acestea, câteva versete din Faptele Apostolilor, care spune așa, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți afară de apostoli s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și al Samariei. Saul din partea lui făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Ce început groaznic, criminal, umbla cu cuțitul la brâu și a dat acordul când cineva trebuia să moară, a pus o semnătură fără să clipească. Nu știu dacă careva dintre noi am putea să dăm pentru un coleg de-a nostru, fie la școală, fie la servici, dacă cineva ți-ar cere o părere că datorită mărturiei tale să face ca și la mine în firmă, să fac reduceri de personal. Și probabil că ar veni să te întrebe ce zici despre respectivul, cum se comportă în locul tău de muncă aici, între colegi, își face datoria. Cred că dacă ai ști ce viață are acasă, că mai are și 2-3 copii, așa cum probabil aveau cei din vremea aceea, toți erau cu copii, cel puțin pentru că ești om, nu ai îngădui să fie din cauza ta dat afară de la locul acela de muncă. Sau îl umbla cu cuțitul la brâu, omora, închidea, bătea și asta în numele credinței, într-un fel. Și care este sfârșitul lui Saul? De acum îmi aștept cununa vieții. Ce viață schimbată, ce om schimbat, să umbli cu cuțitul la brâu, să omori oamenii, să-i bagi în închisori, să le distrugi viața, familia, conștiința, caracterul poate, cine știe câte îl poate afecta pe un om în astfel de situații. Și la urmă să zici, de acum așteaptă cununa pe care o va da Domnul nu numai mie, ci tuturor celor care au crezut. Vedeți, dumneavoastră, toate aceste lucruri le face Hristos. Mai spuneam altă dată că Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus, a împărțit lumea. A împărțit lumea în două, înainte de Hristos și după Hristos. Să știți că lucrul acesta trebuie să fie și în viața noastră, lucruri văzute și în viața noastră. Trebuie să fie o diferență înainte de a-L cunoaște pe Hristos și după ce L-am cunoscut pe Hristos. Nu mai putem să fim aceiași. I-am spus un lucru la Alina despre o colegă de la lucru și puțin m-am măscărit că nu trebuia să-i spun chiar așa ceva. Într-o zi își aranja cercei în ureche o colegă și zice, mai zi ceva din Biblie, Căline. Provocat poate și de gestul ei, zic, mă, dacă îți spun ceva acum, s-ar putea să nu-ți placă. Tu vrei să mergi și să cunoști lucruri din cuvânt și să poate mergi pe calea credinței, lucruri bune, dar să știi că trebuie să fie o diferență între vremea când n-ai cunoscut și când cunoști. Cerceii. Cerceii poate să fie un semn al schimbării vieții tale. Nu mai poți. Și am început să-i dau niște mărturii din cuvântul lui Dumnezeu ca dovadă că cel credincios trebuie să aibă un alt comportament. Alina mi-a zis că nu trebuia să-i spun lucrul acesta, dar îi vorbesc acestei femei de un an despre Domnul. Nu i-am spus atunci prima dată, îi vorbesc de un an despre calea credinței, despre umblarea cu Hristos. Mi-a cerut cartea și a citit și cartea Hristos, mărturia mea, i-a plăcut. Și am crezut că este potrivit să-i spun la vremea potrivită și lucrul acesta. Că sunt lucruri care trebuie să ne facă deosebiți față de lume. Sunt, eu știu, nu numai lucruri, ci și gesturi, ci sunt și fapte. Sunt și atâtea situații care trebuie să facă o diferență între noi, între vremea când
Nu l-am cunoscut pe Dumnezeu și calea Domnului și acum când îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă Hristos a împărțit lumea aceasta în două, înainte și după, de ce n-ar fi și viața noastră împărțită tot în două? Înainte de a-L cunoaște pe Hristos și după ce l-am cunoscut pe Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute ca să fim oamenii aceia credincioși, pentru că avem multe planuri în viața aceasta, care să ducă la bun sfârșit, cum spune cuvântul. Garanția este cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt.